Le locuri acolo în topurile muzicale de pe YouTube. Dincolo de succesul său muzical, să știți că ascunde însă o poveste de viață plină de încercări. A descoperit că fiul său cel mic suferă de autism abia când acesta avea 3 ani, după mai multe investigații în urma cărora medicii îl asiguraseră că băiatul totuși este sănătos. Din acel moment viața i s-a schimbat complet, mai ales că România nu pare a fi deloc o țară pregătită pentru acceptarea și integrarea acestor copii cu nevoi speciale. Florin Baboi și soția sa, Alexandra, sunt acum aici cu povestea încercărilor lor, care nu este deloc ușoară. Salut, salut! Salut, Luna! Bine ați venit la emisiune. Vă rog, haideți să luăm un loc pe canapea. Deci să mă faci sacou, salve, exact cum ai fost la videoclip. Yin și Yang. Yin și Yang, am înțeles. Alb și negru. Da, da și nu. Mamă și tată, știi cum e, nu? Da, da. Perfect. Sărbătoare, Alexandra. Salut. În același timp, Florin, ați hotărât să povestiți despre acest lucru, pentru că vreți să trageți un semnal de alarmă. Vreți să trageți un semnal de alarmă noi pentru părinți care neapărat, poate să uită la noi și ar putea... Trage. Exact, ar putea poate să fie un pic mai atenți, nu? Sau să încerce să afle mai devreme. Am auzit în descrierea pe care ai făcut-o înainte, Cătălin, îmi permit să zic, făcut-o, așa. Toate că sunt fanul tău și mi-e un pic greu să vorbesc la prima persoană. Ei, mulțumesc, nu e. Dar ideea este fermător. Noi n-am aflat când avea copilul 3 ani, am aflat de 3 ani. Tocmai din cauza asta, acesta e semnalul pe care e normal deci, să-l tragem. La cât ați aflat? La ce vârstă? La vârsta de 5 ani. Acum are, da, are 8 ani, face în octombrie. Să vă trăiască. Mulțumesc asemenea. Și am aflat trezit numai din cauza asta, pentru că medicul la care mergeam frecvent, la unele dintre cele mai titrate spitale de la noi, ne spunea că e răsfățat, era un frățior mai mare, e normal să vorbească mai greu, să aibă niște obiceiuri de astea din cauza la tabletă, din cauza la telefon. Iar noi, ca și majoritatea care ar trebui să prindă acest semnal de alarmă, ne convenea răspunsul. Fără să vrem în subconștientul nostru și am zis, adică da, e ok, e răsfățat. E ceva în regulă, vă duceați la medici să verificați, dar când primeați răspunsul ăsta, în același timp plecați oarecum liniștiți, ziceați, bă, copilul, da, fratele mai mare e bine, ori... vorbește, slavă Domnului că e bine și mâine da, spunea că ia din energie, fiind mai mare, el de-aia nu vorbește, că tot timpul e în centrul atenției celălalt mai mare. Și când am hotărât să facem niște investigații cu adevărat serioase, l-am sunat pe... Da, v-ați dat seama că e ceva neregulă cu Luca la un moment dat? Adică voi ca părinții ați simțit? Neregulă era ideea că el vorbea doar când vroia el, doar din desene animate, doar după tabletă și am pus toate astea pe baza tehnologiei, cum a venit. Bă, e prins acolo și așa e, dar tehnologia, citind și dezvoltând subiectul, ne-am dat seama că de fapt nu are vină în boala asta, doar că te ține un pic prizonier acolo. De fapt, e o chestie de genă care la unii se manifestă la ținut. Așa se nasc copiii. Așa se nasc pur și simplu. Și chiar ne spunea doamna Crina Nedelcu, pe calea asta chiar vreau să-i mulțumesc, că era directoare la Spitalul de Neurologie Pediatrică, în sfârșit, la Obregea, și a spus în felul următor că îi veneau în jur de 10-12 copii pe an. Iar a renunțat și a făcut clinica particulară când au început să-i vină 10-12 pe lună. Iar oamenii nu conștientizează, nu vin la primele semne către un control medical. Exact, e o chestie un pic... De multe ori părinților le este greu să accepte ceea ce se întâmplă. Mai ales că voi l-aveați pe Alex, l-aveți pe Alex, băiatul mai mare, care era perfect, adică nu avea nicio probleme. Perfect, Luca, da. Și Luca e perfect, Luca. Spunem că este un băiat special. Pentru și că Luca așa. Special și în același timp vedeați legătura asta și nu ziceați, domne, poate e vreo problemă pe care trebuie să o investigăm. Chiar, uite, de exemplu, nu mai folosesc nicio aplicație când mă duc undeva, că el știe toate străzile. Mi-e spune, inclusiv soția mea din Buzău. Și la soacră mea mă duc liniștit, îmi spune toate străzile cum să numesc. Da, și cum v-ați dus la doctor și v-ați spus, știi... Am făcut 3-4 investigații, la 3-4, ca să mă conving, pentru că la fel mi-era greu să accept. Și vreau să-i mulțumesc încă o dată pe această care l-am sunat pe Marcel Prodan, cel care mulți știți povestea cu Alexandra Stan. El are și el un copil... Da, el are și el un copil care a dezvoltat aceeași chestie ca al nostru și e greu să-i spun în vreun fel de aia zic chestie, nu că n-aș fi găsit cuvintele.
Și el m-a îndrumat către Crianescu și mi-a zis, bă, băiaș, acolo e cel mai bine. Pe urmă am fost, am avut și la control și la dâns, am avut același răspuns ca și la ceilalți, iar din stânga-dreapta unde am întrebat, că așa suntem obișnuiți noi români, hai să întrebăm doar în cine avem încredere și cine știm sigur că nu ne arată cu degetul. Și toți ne-au îndrumat către ea. Către și m-a ajutat foarte mult Marcel. Doamna Crina Nedelcu, da. Dânsa ajută toți părinții să vadă luminița de la capătul tunelului atunci când ești lipsit de speranță. Pentru că voi, la un moment dat, erați lipsiți de speranță. E greu, e o lovitură ciudată, nu? Pe care te-o cam dă cu virgul așa. Eu îmi place să mă consider un bărbat puternic pentru că, na, așa e bine să fii, dar și așa am fost crescut. Dar când la 12 ani, jumate, la nunți, îți dai seama, de mic, plecat, mi-a plăcut să cred că sunt stăpân pe mine, dar te dărâmă. Ești ca o pasăre în zbor care rămâi fără aripi, așa și nu știi încotro să o iei. Dar dacă nu învățăm să acceptăm, dacă nu învățăm să cerem ajutorul, nici nu-l vom primi, nici nu vom avea parte de informațiile normale. Iar eu chiar mă declar cu soția mea fericit, pentru că noi, în proporție de 99%, cred că am rezolvat problema. Deja merge la școală din septembrie și... Dar nu, sincer, a fost ușor, probabil, nu? Să-l integrați la grădiniță, la școală? E foarte greu, pentru că am făcut terapie. Statul român te ajută cu 300 de lei pe lună, adică fix cât costă o oră jumătate de terapie. Dar în afara faptului că nu te ajută financiar, pentru că nu ar fi asta neapărat o obligație, trebuie să reușim noi, cei care suntem expuși media, să atragem atenția către oamenii care pot să facă bine, să găsească metodele prin care să aducă părinții la control, yeah, să descopere, să rezolve problemele astea, pentru că vreau să subliniez, copiii până în 6 ani se pot ajuta. Noi am descoperit la 6 ani, aproape. Adică pe ultima sută de metri. Ultima sută de metri. Și când am văzut că a luat terapia și a fost totul bine, de atunci am zis, e crucea mea, asta înseamnă să ai familie și bine și greu la un loc. O duc și o duc cu bucurie. Am renunțat la tot ce înseamnă vicii, nu mai beau, nu mai fumez, merg cu bicicleta, nu mai merg cu mașini de lux, mă îmbrac cu branduri normale și fac asta nu pentru nevoie, fac asta pentru suflet și pentru faptul că Dumnezeu până la urmă a binecuvântat cu un copil special, care mă face să-mi iubesc familia și să-mi întrețin mult mai frumos. Am o soție frumoasă, mai mică ca mine, cu 12 ani. Și puternică. E puternică, am bază pe ea acasă, ea pe mine când plec de acasă. Ducem treaba asta împreună. În același timp, dacă stau bine să mă gândesc, cred că și pentru soție, pentru mamă a fost greu, nu? Da, e nevoie de mult curaj pentru orice părinte care trece prin așa ceva. Și... când a fost, când ai aflat, practic, băi, Luca suferă de autism. Am mers înainte. N-a fost ușor. Nu, Alex, n-a fost ușor. Alex încă știe că este un copil special și a învățat să tolereze treaba asta, pentru că fiind mai mare, trebuie să tolereze treaba asta. Bine, are 10 ani, nu e mult mai mare, dar este mai mare. Iar, sincer, vreau să o laud un pic, că ea m-a îmbărbătat și pe mine. Deci a fost Alexandru mai puternică ca mine. Dar în momentele alea când eu simțeam că nu mai pot, luam bicicleta și plecam. Dacă dădeam înapoi, nu rezolvam nimic. Așa, dacă mergem înainte, se poate schimba ceva în bine. Iar mesajul pe care voi îl aveți și tu, Baboiaș, vrei să-l atrage celor de acasă, este atunci când observă ceva neregulă cu copiii să meargă la doctor și să încerce să găsească 2-3 părere pentru a găsi o soluție. Eu sunt un pic mai drastic. Vreau să se ducă la doctor chiar dacă nu simt nimic. Pentru că autismul ăsta poate fi ajutat dacă e până într-o vârstă mai mică. Se rezolvă, nu se vindecă, pentru că nu suntem doctori, am citit, dar avem speranțe. Studiul, directorul general din America de neuropsihiatrie pediatrică a descoperit că o substanță cu S, cum se numește? Suramina a trecut de testele pe animale din 2019, sunt la testele pe substanțe respective, sunt la testele pe oameni. Așteptăm și noi cu nerăbdare. Chiar acum 2 săptămâni am mai primit o veste, tot așa din presă, că în Israel deja dezvoltă, au trecut de testele de animale și dezvoltă pentru oameni, dezvoltă un medicament. Au trecut la un studiu pe oameni. Exact. Autismul este de mai multe feluri. Al nostru se numește spectru autism Asperger. Este un spectru care l-a avut Einstein, Mozart... Și din fericire pentru mine m-aș bucura să ia muzica ca să-mi calce pe urme, dar l-am dus la pian. La matematică. La matematică, dacă, pentru că el se uită pe hartă, știe tot pe hartă, calculează tot absolut. Dar totul e binecuvântare de la Dumnezeu.
Eu așa o iau, am acceptat-o, merg înainte, fac muzică, m-am reapucat de muzică pentru că am avut o pauză tocmai de asta, ca să pot să-mi găsesc liniștea, știi, să pot să fiu bază. Poate mulți nu înțelegeau de ce Baboiaș nu mai cântă și uite, ăsta era motivul. Nu, eu n-am mai cântat pentru că nu mai m-am regăsit în lumea aia, hai să îi spunem haiducea la respectiva, momentului respectiv. Acum când m-am reapucat, compun, cânt în continuare, cânt muzică de petrecere. Și am făcut-o pentru că am descoperit lucrul ăsta, ca eu să pot fi, face ceea ce îmi place, ceea ce am făcut de mic, să pot fi puternic pentru ei. De asta am să te întreb, Alexandru. Tu, exact cum zicea și Baboiaș, tu ai fost cea care ai îmbărbătat pe toți. Și tu, practic, l-ai schimbat pe el, știi? Nu știu dacă da. Eu. Așa a fost să fie. Așa e. Când l-ai cunoscut pe Baboiaș, câte kilograme avea? 180 și... 7,4. Am tatuaj făcut aici, uite. Am scris 187,4 și aici este inițiala unui care m-a ajutat, fratele meu. Geo, te iubesc. Dar aici este 187,4. Greutatea care am avut-o. Mi-am tatuat-o, am simțit să fac asta. Ca niciodată să nu mai ajungi acolo. Niciodată să nu mai ajung acolo. Am uite poze, deci 80 de kilograme. Asta ești tu? Da, aici eram chiar a fost, în 2012. 2012, aici. Parcă, da. Așa m-a cunoscut soacra mea când m-a văzut la ușă. Și... a pus mâna în spate, s-a rezemat de ceva. Socrul meu a început să ducă la baie. Dar am avut noroc că soția mea mi-a spus dinainte, nu-ți face nicio grijă, indiferent de ce răspuns îți va da, pentru că e normal să așteptăm și un răspuns, că ea fiind singura fată, indiferent ce răspuns îți va da, hainele mele sunt la tine și mergem împreună. Și tu practic l-ai schimbat, am făcut și te-ai salvat și viața. Câte kilograme a slăbit? Păi dacă... uite aici. Am suta aproape, am slăbit aproape 80. Uite acolo, diferența. Da. Acolo. Și te-a ajutat mult, Alexandra. M-a ajutat și mă ajută în continuare, pentru că asta mi-a trebuit în viață și când m-am lăsat de cântat, în 2007-2008, m-am lăsat pentru că îmi lipsea echilibru emoțional, pe care ea mi-l oferă și probabil, cred că n-ar rost să-l mai explică, că și tu l-ai simțit de fiecare dată, că și tu ai o soție care ți-a dorit copii și știi ce înseamnă viața de familie. Da, și uite, asta vreau să întreb și pe Alexandra legat de viața asta de familie. Că pe o parte te echilibra pe tine, apoi pe o parte trebuia și cu Luca, trebuie și lui Alex să explice. Așa, Alex a luat pianul și pe mine mă bucură foarte tare. Da, pot să spun că nu mă plictisesc niciodată cu ei, e ca și cum aș avea 3 copii. Unul mai mare pleacă din când în când la evenimente și rămân cu cei 2 mici. Ce le spune părinților care poate se uită acum și trec prin aceleași situații? Cu mult curaj. Cu mult curaj să meargă înainte. Dacă merg la un medic, vor reuși poate să facă lucrurile să meargă mai bine. Sau mai dar dacă să nu renunțe. Da, dacă nu merg, nu are nici, n-au ce să facă. I-am trimis mail și lui directorul din America, crede-mă. Deci am scris peste tot. Nu renunț. Pur și simplu. Iar Luca ar trebui să meargă la școală? Da, la școală? Da, și ca să fac o glumiță, ce mi-a spus dimineață, mi-a spus că clasa 0 nu înseamnă nimic, pentru că nici 0 nu înseamnă nimic. Și atunci ai știi că va merge în clasa? În clasa 0, știe că va merge clasa pregătitoare. El ar trebui să fie clasa 1. Clasa 1 ar trebui să fie. Deci am pierdut decât un an, am reușit în termenul legal oferit de... Dar la bloc acolo, la casă, la școală, undeva copiii mai glumeau, făceau, știi, că copiii poate nu înțeleg bullying-ul ăsta. Nu, încă nu e cazul. Nu am trecut prin așa ceva până acum. N-am trecut încă prin așa ceva și sper să nu trecem, sau dacă se va întâmpla, vom trece tot la fel cu bucurie cum trecem și acum și o să acceptăm și o să reușim să explicăm, găsim o modalitate. Foarte interesantă povestea voastră și povestea voastră de viață și povestea cu Luca. Și uite, Luca e puternic și special, exact cum ziceai, nu fie degeaba aceeași latură ca la Mozart, ca la Einstein, nu? Da, să fie. Noi suntem, am acceptat, toți care trec prin asta trebuie să accepte. Am mulți colegi care vin și îmi spun și nu știu de problema mea cu Luca și le-am spus la câțiva să se ducă, să accepte, să se ducă. Pentru că și eu mă duc și când la evenimente, eu sunt vesel, eu compun melodii de, am făcut. Poate, sigur, știi că trebuia să veni și la tine. Am compus versul la Viața Omului pentru România, la Costioniță, cu toți soliștii de muzică populară. A fost inițiativa mea. Eu sunt compozitor pe partea de text, muzica Costi, Ioniță și așa mai departe. Eu mă duc și cânt. Acum, fă Doamne, o lege nouă, la fel. Am scos melodii și de bucurie. Mă duc și mă bucur de viață în continuare. Mă duc și muncesc cu drag.
ceea ce le se întâmplă trebuie să accepte, să primească cu bucurie, pentru că acești copii sunt binecuvântați cu un dar. Așa trebuie să gândească. Nu să gândească că este o povară, cum am gândit-o și la început. Și a trebuit să... Gândit, da. Sincer, eu m-am redresat mental. Un pariu cu Adi de la Vâlcea. M-am dus cu bicicleta până la Vâlcea. Nu cred, dar cum? Ba da, aia e pe net la mine pe canal, pur și simplu. Am pus pariul la o melodie și am zis, bă, trebuie să mă duc. Ce fac 200 de kilometri cu bicicleta, inclusiv dealul Negru și mai departe? Zic, trebuie să-mi iau timp să fiu doar eu cu mine și să-mi accept lucruri, să gândesc, să fiu singur. Și am fost. Și când am văzut că pot să fac treaba asta, am zis că acum, și după ce am trecut cu Luca și mi-a rezolvat problema asta, am prins ploaia, a fost grindină, vânt, toate poveștile posibile. Am pedalat 12 ore în continuu, dar în două zile. Am ajuns prima dată până la Pitești și a doua zi am preluat de la Pitești până la Vâlcea. N-am putut să fac din prima, pentru că m-am prins noaptea. Atunci am fost eu cu mine și mi-am dat seama că limitele sunt făcute pentru a fi depășite și oamenii puternici trebuie să le depășească. Și eu asta am făcut, am acceptat, am oamenii potriviți lângă mine, dintre 1000 de prieteni care aveam în telefon, am decât unul bun, care mi-a zis atât, fără să-i cer ajutorul, nu o să fiu niciodată singur și nu m-a lăsat singur. Marci m-a ajutat să mă ducă unde trebuie, Irina Doman la fel, o pup și o iubesc, la fel mi-a zis acolo du-te și cam atât. Restul nu mai contează nimic ce e în jur, decât să faci diferența între responsabilitatea de a fi părinte și a face orice pentru... Dar când te uiți la buzele alea, unde spui că aveai haine de firmă, unde erai un alt baboiaș, cum te uiți, cum te vezi? Mă văd ca un... mă văd un pic murdar, între ghilimele, pentru că eram un om vicios atunci. Eram un om care am înțeles, înțelesesem de fapt viața, succesul acela care l-am avut la momentul respectiv, că atunci pentru mine a fost un succes. Cântam la cel mai titrat public, cel mai titrat club din Rom, din București, unde... am inventat chestia asta de hai la manele, hai la baboia și hai la lăutar după club. Chestia de after hour, toată lumea bună venea la mine, era o amestecătură de la prim-ministru care i-a încântat până la ultimul om. Veneau toți la grămadă dimineața și ascultau muzică și am înțeles foarte greșit succesul ăsta. Și pentru mine, când mă uit acolo, spun doar atâta. Trecutul e o carte care deja am citit-o și ar fi păcat să o mai citesc încă o dată, dar ar fi foarte bine, mă nobilează gândul să știu că am învățat din lecția și că nu o să mai repet. Lecția care ce? De care când succesul te ia un pic pe din afară și începi să epatezi din punct de vedere emoțional, din punct de vedere, mă refer în relațiile cu prietenii, în relațiile, n-ați căuta o căsnicie. Eu nu puteam să mă căsătoresc atunci niciodată și am aflat târziu că a fost de fapt vina mea că nu puteam să mă căsătoresc, pentru că nu eram în stare să caut unde trebuie, nu eram în stare să văd tipul de femeie care mi se potrivește mie. Pentru că eu vin dintr-o familie care familia a fost pe primul loc. Am un frate și o soră care și la fel căsătoriți copii. Primul semnal care mi-a dat seama că e ce trebuie, poate de excepțiile aia, a fost pentru că am început să vorbim 80% din discuții, din povestirile ei, din ceea ce face, era despre familia ei. Și mi-am zis că asta e clar. E clar pentru că valorile ei sunt tot familia. Și drept dovadă. Încercările prin anul trecut. Trecut astăzi pe la noi. Oamenii să-l caute pe Baboiaș pe YouTube, o să vadă și challenge-ul ăsta cu Adi de la Vâlcea, unde a mers cu bicicleta până la Vâlcea ca să poată să fie el cu el. Și în același timp oamenii să asculte povestea asta lui Baboiaș și a Alexandrei, soția lui, în care trag semnalul ăsta de alarmă și e vorba o poveste că am despre venit acceptare. Am venit cu un subiect trist, având în vedere că este un subiect de viață ăsta, Baboiaș. Cu un subiect, pentru oamenii care încă nu înțeleg că e un subiect de viață, este un subiect trist, o spun pentru că am simțit-o pe pielea mea și pentru mine la început a fost un subiect trist. N-am venit cu un subiect vesel, cu toate că melodia mea, care am scos acum, e un folclor de la frumos, o horă frumoasă, se spune, se cheamă Fă, Doamne, o lege nouă ca bărbatul să aibă două. E cu, așa, cu glumeț, cu tâlc românesc. Mi-ar plăcea ca oamenii să asculte melodia asta, pentru că atunci am va da putere YouTube, să fiu nu? Din ce în ce mai vesel. Da. Vă mulțumesc mult de tot că ați venit. Noi vă mulțumim că... Aveți grijă, salutări lui Luca și salutări și lui... Alex, uite, la noi Alex. Luca acum e la grădiniță, că așa îi spunem că e la grădiniță. Și mergem să-l luăm acum. Aveți grijă de voi și să fie sănătoși și să fie puternici. Asta contează și ei și voi. Doamne ajută și nu uitați, oameni dragi, mergeți la medic. Mulțumim mult de tot.